Ogarul irlandez. Câinele din rasa ogar irlandez este originar din Irlanda. Poate fi întâlnit sub numele de Irish Wolfhound, ogarul de Irlanda, marele ogar de Irlanda și Cufa Oil. Ogarul irlandez este considerat o rasă foarte veche. Cercetătorii din domeniul canin au descoperit în urmă cu mai mulți ani câteva date din timpul Imperiului Roman care scot în evidență că strămoșii acestui câine au existat la Roma încă din anul 337 înaintea erii noastre. Au fost aduși de către soldații romani în urma numeroaselor campanii militare de cucerire a unor noi teritorii din ținuturile Irlandei. Locuitorii irlandezi foloseau acești câini ogari la vânătoarea lupilor care în acele vremuri se răspândiseră pe arii vaste, se înmulțiseră peste așteptări, atacau fermele de animale și locuitorii, creau prejudicii importante oamenilor. Ogarul irlandez a fost inițial folosit în timpul războaielor pentru a trage oamenii jos de pe cai și carele de luptă, la vânătoarea de lupi, mistreți, căprioare, etc., la paza fermelor și a locuințelor, ca și animal de companie, sau în cadrul diverselor competiții canine. Legendele irlandezilor ne spun că împăratul Aurelius a primit în dar 7 câini ogari, Irish Wolfhound, în timpul domniei sale, de care s-a bucurat foarte mult și cărora le-a acordat înalte privilegii împărătești de-a lungul vieții sale. Ogarul irlandez este un câine puternic, ce și-a câștigat faima meritată în timpul bătăliilor, fiindcă acesta putea sări cu 6-7 picioare mai mult decât înălțimea sa, asemenea unui lup. Este un câine capabil să creeze o imagine impunătoare, impune respectul cuvenit încă de la prima sa vedere, se comportă în situații limită ca un animal de pradă feroce, de aceea a primit numele de Wolfhound. Datorită ferocității și curajului întins până la extrem, din timpul războaielor, legile irlandeze permiteau doar regilor și nobilimii să dețină un astfel de câine, dar și acestora li se permitea cel mult 2 exemplare de familie. La începutul secolului al XVIII-lea, rasa s-a aflat în declin, însă, pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, renumitul crescător de câini, George Augustus, a obținut în urma mai multor selecții și încrucișări dintre câinii Deerhund, Bărzoi și Tibetan Mastiff o revitalizare a rasei Irish Wolfhound. Ulterior, acesta a fondat clubul Irish Wolfhound în anul 1885. Mult mai târziu, câteva exemplare au fost aduse în Statele Unite ale Americii de negustorii vremii. În anul 1927, rasa de câini ogar irlandez a fost recunoscută și înregistrată în American Kennel Club. Ogarul irlandez este un câine inteligent, gentil, independent, impune respect, este energic, vioi, jucăuș, iubește copiii și joacă cu aceștia, mereu curios, dornic de explorare, uneori ușor sensibil, calm, demn, răbdător, rezistent la intemperii, ascultător, sociabil, rezervat în prezența străinilor, dotat cu un instinct înăscut de vânătoare, loial, devotat stăpânului său, nu este agresiv, însă nu trebuie provocat, fiindcă în gena sa încă mai deține cultul războinicului. Aviz amatorilor de senzații tari, sub blana lui se ascunde un lup camuflat bine de tot. Ogarul irlandez este un câine de talie mare, masiv, impunător, are un corp puternic, musculos, un cap mare, botul lung, ușor ascuțit, nasul negru, maxilarele foarte puternice, lungi, ochii sunt ovali, de mărime medie, închiși la culoare, urechile sunt mici, pliate, sub formă de trandafir, fine. Are un gât lung, puternic, musculos,
Pieptul lung, spatele drept, lung, ușor lăsat spre șale, coada este lungă, acoperită de un păr stufos, prinsă jos, o poartă în general lăsată, iar în alergare la înălțimea spatelui. Membrele anterioare sunt drepte, lungi, paralele, cele posterioare sunt ușor arcuite, musculoase, chiar dacă este un câine masiv, este suplu, elegant în mișcări, iute ca fulgerul. Blana este formată din două straturi. Primul strat este scurt și pufos, al doilea strat este des, aspru, ascuțit, sârmos și un pic mai lung, pe cap, unde formează sprâncene și un pic de barbă. Culorile blănii pot fi gri, cenușiu, roșu în amestec cu alb și negru, roșcat, maro deschis și alb, negru. Socializarea trebuie începută încă de timpuriu, atât față de oameni, cât și față de celelalte animale din gospodărie. Dresajul trebuie realizat corect, adecvat, cu fermitate și profesionalism, consecvent, cu calm, răbdare, înțelegere și iubire din partea stăpânului său. Recomand tuturor iubitorilor de patrupede canine folosirea recompenselor alimentare pentru a îi capta atenția, motiva, stimula, ca pe viitor câinele să îndeplinească mult mai atent și mai bine comenzile primite de la stăpânul său. Înălțimea este situată între 70 și 90 de centimetri. Greutatea este cuprinsă între 40 și 72 de kilograme. Durata de viață este cuprinsă între 7 și 12 ani, însă acest barem a fost uneori depășit de unele exemplare de câini care au beneficiat de o mai bună îngrijire, atenția cuvenită, înțelegere și iubire din partea stăpânului său pe durata întregii sale vieți. Ogarul irlandez este un câine sănătos pe întreaga sa durată de viață, însă la unele exemplare pot să mai apară la un moment dat unele boli, cum ar fi cancerul osos, cardiomiopatia, torsiunea gastrică, etc. Dragii mei iubitori ai patrupedelor canine, ogarul irlandez este un câine foarte bun, sociabil, abil, înzestrat cu calități incontestabile, dovedite de-a lungul vremurilor, este un câine ce preferă un spațiu cât mai generos, îngrădit cu un gard înalt, trebuie hrănit corespunzător pentru a nu lua în greutate, adoră plimbările lungi, este un companion ideal persoanelor ce iubesc joggingul, exercițiile fizice, un vânător iscusit, înzestrat de-a lungul generațiilor sale de spiritul luptătorilor irlandezi. Este un prieten desăvârșit, veritabil, pe care îl recomand tuturor oamenilor. Zilnic trebuie efectuate plimbări pe distanțe lungi, alergare, exerciții, antrenamente, joacă cu el pentru a își elibera din energie, cât și pentru a fi stimulați fizic și mental. Evitați să îi țineți închiși timp îndelungat, fiindcă pot deveni în timp nervoși, anxioși, agresivi, asigurați-le libertate de mișcare în aer liber, zilnic, minim 30-40 de minute, în 2-3 reprize, fiindcă altfel pot deveni destructivi. Preferă joaca cu copiii, dar vă recomand o supraveghere îndeaproape a tuturor interacțiunilor dintre câini și copii pentru a se evita din start orice eveniment neplăcut. Învățați-vă copiii din timp cum să se comporte în preajma câinilor, să nu îi lovească intenționat, să nu îi tragă de coadă sau de urechi, să nu le ia niciodată mâncarea din față atunci când aceștia mănâncă, să nu îi deranjeze atunci când, virgulă, câinii dorm prin diferite zgomote puternice, fiindcă câinii se pot speria și pot ulterior să aibă un comportament agresiv, să nu intre pe teritoriul lor fără acceptul stăpânului sau în lipsa acestuia, etc. Dragii mei iubitori de animale de companie, cam acestea au fost de spus în mare despre câinele din rasa
Ogarul Irlandez. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor ce v-ați abonat deja la acest canal intitulat Animalul tău de companie de pe YouTube. Vă aștept cu drag și multă iubire și pe toți ceilalți care nu v-ați abonat să vă abonați pentru a cunoaște împreună zi de zi noi date, cunoștințe despre toate animalele de companie și nu numai, dragi nouă tuturor, din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Vă rog mult din suflet să nu uitați după vizionarea acestui episod de like, share și subscribe, fiindcă fără voi nu pot exista. Cu drag, Cătălin. Pe curând!